Declarațiile pe proprie răspundere pentru părăsirea domiciliului dau bătăi de cap multora, în unele cazuri autoritățile interpretând prea rigid prevederile legale. Pentru mai multe lămuriri, numeroși cetățeni au întrebat autoritățile dacă este permisă refolosirea declarației prin modificarea datei, în cazul deplasărilor pentru tratamente medicale frecvente sau pentru deplasări la magazinul din apropierea casei ori la farmacie, având în vedere că din cauza restricțiilor este dificil de găsit foi pentru completarea declarațiilor pe proprie răspundere, mai ales pentru persoanele în vârstă sau din mediul rural. Reprezentanții Poliției Române, într-o postare pe pagina de socializare a instituției, au precizat că actul poate fi folosit de mai multe ori, în măsura în care este evidentă data pentru care este completată declarația respectivă, iar motivele deplasării și traseul rămân neschimbate.